Miercuri 26 mai, începând cu ora 10:30, în sala de ședință a primăriei municipiului Călăraș a avut loc premierea concursului de scurtmetraje cu teme anticorupție, un concurs local de film adresat elevilor de liceu. Competiția, aflată la cea de-a doua ediție, are ca scop conștientizarea tinerilor cu privire la efectele pe care le are corupția asupra societății, atitudinea ce trebuie adoptată față de astfel de fapte și modalitățile de sesizare a acestora prin implicarea activă în realizarea unor filme de scurtmetraj cu tematica anticorupție, folosind un telefon mobil. La concurs au înscris de această dată elevi din 7 licee călărășene, cu un total de 17 filme prezentate. Câștigătorii au fost următorii. Pe locul întâi s-a clasat filmul Oglinda, realizat de elevii din cadrul Liceului Tehnologic Dan Mateescu din Călăraș. Pe locul 2, filmul Corupția, iluzia fericirii, realizat de elevii din cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călăraș. Iar pe locul 3 s-au clasat elevii Colegiului Național Barbu Știrbei cu filmul Concurs Anticorupție. Bună ziua! Bine ați dat curs invitației noastre și vă mulțumim! Ne aflăm la festivitatea de premiere a concursului de scurtmetraj anticorupție, ETIC, respectiv elevii transmit integritatea cu telefonul. Este cea de-a doua ediție, organizată în parteneriat de către Primăria Municipiului Călăraș, Serviciul Județean Anticorupție Călăraș și Inspectoratul Școlar Județean Călăraș. Țin să vă transmit sincere felicitări pentru reușitele și calitatea materialelor dumneavoastră, atât dumneavoastră cât și celorlalți elevi din liceele călărășene, respectiv din 7 licee cu 17 filme participante. Îmi permiteți acum să dau cuvântul domnului primar al municipiului Călăraș. Mulțumesc, o să fiu scurt. Îmi pare bine că v-ați implicat. Îmi pare bine că filmele au fost de calitate și, drept dovadă, deja a crescut nivelul. Chiar dacă au fost numai 7 licee participante, ne așteptăm să fie mai mulți în viitor, pentru că, așa cum am promis data trecută, de data aceasta ne-am preocupat și de cadrele, profesorii care au fost implicați în acest program și vom avea premii și pentru primii 3 care s-au calificat. Eu vă felicit și mergem în continuare, pentru că trebuie să dezvoltăm această latură și împreună reușim. Mulțumesc! Îmi permite să dau cuvântul și partenerilor noștri, respectiv Serviciul Județean Anticorupție Călăraș, din Direcția Generală Anticorupție, respectiv domnului comisar Burcea Marius. Având în vedere faptul că pe data de 30 mai sărbătorim ziua aniversară a Direcției Generale Anticorupție, anul acesta împlinindu-se 16 ani de activitate, la nivelul Serviciului Județean Anticorupție Călăraș a fost organizat acest concurs intitulat ETIC, elevii transmit integritatea cu cameră. Eu îmi doresc ca de acum înainte să, de ce nu, să putem transforma acest concurs într-un festival al filmului Călărașan Anticorupție, dacă îi putem spune așa. Țin să mulțumesc de asemenea domnului primar pentru sprijinul acordat, să mulțumesc primăriei Călăraș, Inspectoratului Școlar Județean Călăraș și cadrelor didactice coordonatoare, care au dat dovadă de mult profesionalism. Vreau să mulțumesc elevilor care nu au câștigat de data aceasta, dar pe viitor aceasta să reprezinte un impuls pentru ei și o implicare mai mare. Și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc elevilor care au câștigat. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns acestei invitații a noastră de a participa la acest concurs, de a vă înscrie în acest maraton al integrității, în această cursă spre integritate, iar pe viitor comportamentul etic să fie o călăuză a noii generații. Mulțumesc mult! O să vedem împreună filmele câștigătoare. Intră! Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Luați un loc! Vă ascult. Sunt directorul liceului și am venit la dumneavoastră cu o rugăminte. Aș avea nevoie de renovarea unei săli de curs, de la tencuială până la instalația electrică. Credeți că se poate rezolva? Da, se va rezolva în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumesc. Aveți o zi bună. La revedere. Salut. Mai știi când mi-ai zis să caut un proiect? Am găsit o sală de clasă de renovat la un liceu din oraș. O să zic mâine mai multe la cafea.
Bă, simți și tu asta, mă? Da, mă, ți-a încins creierul, mă. Eu să-l păsta. Crede că dacă taxul e primar, face glume de-astea cu mine. Bă, chiar miroase a fum. Bă, miroase, ce-i drept. În prezent. Azi era cât pașa să fiu exmatriculat pentru că m-a certat cu profesoara când a țipat la mine. Dar s-a oferit dacă să plătească pentru renoirea serilor de clasă, așa că tot a ieșit bine. Și cel mai probabil să fac asta încă o dată, că tare strajnic a fost și are tata bani să plătească încă de câteva ori. I-am primit cadou un BV pentru că am luat 5 la matematică. Chiar dacă la rând am luat un 3, părinții mei sunt mândri de mine că m-am descurcat măcar la matematică. Dar de ce ești trist, Ioana? Nu sunt trist, sunt doar obosit. Ieri după ore a trebuit să stau să-mi învăț pentru cele două teste de astăzi, să-i ajut pe părinții mei să sape în grădină și fiindcă au aflat că am luat 9 la fizică, am stat să recuperez materia. Părinții mei mereu îmi zic că e foarte bine să muncești pentru tot ce vrei în viață. După 30 de ani, ministrul transporturilor către ceilalți miniștri. Avem un buget alocat construit de noi autostrăzi în valoare de 10 miliarde de euro, dintre care o treime sunt fonduri europene. Bănuiesc că sunteți conștienți că nu e nevoie de un asfalt de calitate, o mieștine de ajuns și studiile de fezabilitate pot aștepta. Putem să construim și fără ele. Restul banilor vor fi împărțiți omeniști. Prim-ministrul către guvern. După cum știți, avem mare nevoie de un nou ministru al mediului. Populația îl vrea pe UNESCO, deoarece este cinstit și pune interesele țării înainte intereselor proprii. Dar nu vrem asta. Noi vrem o persoană care știe să asculte și cotizează bine, chiar și fără bacalaureatul luat. Cred că Popescu este potrivit pentru această slujbă, doar e omul nostru. Țin minte că și eu am fost introdus în lumea politicii de către tatăl meu și uite ce funcțional am ajuns să ocup. Un an mai târziu. Bună seara, dragi telespectatori! Suntem aici cu știri în exclusivitate. Ministrul transporturilor a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare după ce a fost găsit vinovat pentru corupție, abuz de putere și spălare de bani. România pe care se intră într-o nouă criză economică după ce prim-ministrul împreună cu echipa sa au luat decizii nefavorabile pe termen mediu și lung. Țara noastră poate cunoaște cea mai drastică perioadă de criză din ultimii 70 de ani. După pauză, întoarcem cu știri despre noul decan al Facultății de Fizică din Măgurele. Bună ziua, suntem în Câteasa, vorbim astăzi cu noi, domnule Niculescu.
Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să spun că sunt onorat să ocup această funcție și voi face tot posibilul să creez un viitor strălucit studenților noștri. Ce mesaj aveți pentru studenți și elevi? Mesajul meu pentru studenți, elevi și copii este să își asculte părinții de mici și să muncească din greu pentru tot ceea ce vor în viață. Doar așa pot realiza ceva. Mulțumim pentru acest mesaj care trebuie ascultat de toată lumea. Corupția se practică de mult timp în România, efectele acesteia fiind vizibile și azi. Mii de hectare de pădure sunt tăiate ilegal sau oamenii incompetenți sunt puși în poziții importante. Conform indicelui de percepție al corupției, România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană, având un scor de 44 din 100, în comparație cu Danemarca, țară care este clasată pe primul loc cu 88 din 100, dublu cât România. Așadar, dacă sesizezi o faptă de corupție, apelează la 0800 806 806 pentru a lua atitudine. Bine, bine. Hai că te las. Da? Salutare, omule. Ce faci, frate? Salut. Ce-ți fac? La birou. Of, tot muncă, muncă și iar muncă. Așa te știu. M-am tot gândit la tine. Nu cer să-ți cau o vacanță. Ce zici? Departe de zgomotul lumii, pe o insulă. Ce, nu-i tentam? Știu că adori și plaja. Da. Cu ne-ar plăcea, mă? Atunci s-a făcut. Problema e ca și rezolvată. De tine depinde. Ha, de mine? De guvern. Să ne mărească salariile. Las că rezolv eu. Știi că a venit la tine pentru aprobare o cunoștință de-a mea? Cine? Când? Anul trecut. E disperată femeia. Are nevoie de semnătura ta ca de aer. Altfel intră în faliment. Ah, nu, nu. Categoric nu. Știu că eu nu fac așa ceva. Știu. De aceea te și apreciez atât de mult. Odată nu se pune. Ca la gagici. Cred că e timpul să te mai gândești și la tine. Nu vei putea schimba tu lumea. Închide ochii, semnează și 10 zile insula ți aparține. Hai. Ah, nu, stai puțin pe. În fiecare zi ni se poate întâmpla să fim frumoși și buni, urâți și fricoși, plini de viață sau părăsiți de ea. Intră. Frumosul și urâtul. Două concepte la fel de relative precum binele și rău. Picul rău în noi, în proporții inegale. Pofta, dar și teama de viață. Condamnat la 5 ani cu executare. Condamnat la 5 ani cu executare. 5 ani cu executare. 5 ani cu executare. Cu executare. 7 trăiri contradictorii când contopesc sufletul. 7 laturi ale personalității mele. Poate unele din ele le cuprim pe altele. Nu știu, nu e important. Poate am scăpat din vedere altele mai vechi, care există acum în vreo formă latentă și care, în vreun viitor nescris, vor ieși la suprafață cu pretenții neimaginate. Nici asta nu e important. Tot ce înțeleg acum este că nu s-a întâmplat vreodată să nu fiu eu, nici chiar în situația în care, ipotetic, aș fi putut face sau spune altceva și tot ipotetic, drumul meu ar fi cotit într-o altă direcție decât cea în care am ajuns astăzi. Înțeleg că sunt în multe feluri, unele contradictorii, altele în tandem, dar toate la un loc mă reprezintă fidel în umanitatea mea. Un chip, mai multe fețe, un om cu 7 priviri într-un singur chip, cu 7 voci și o singură gură, o oglindă în care se reflectă 7 capete, toate ale mele, toate suprapunându-se haotic. Iartă-mă, mamă. Voi, în ce vă găsiți consolarea atunci când viața voastră derapează pe drumuri fără marcaje? În familie? Iubită? Țigări? Alcool? Ce vă readuce pe drumul bun și vă preasigură că totul va fi bine până la urmă? Sfatul unui prieten bun? Încrederea în voi? Existența unui destin? Ce anume? Vă întreb pentru că aș vrea să aflu alte variante salvatoare. Nu e o religie,
Nici n-aș vrea să o tratez ca pe una. E doar credința mea că, deși ne naștem și murim singuri, atât timp cât suntem în viață, suntem în permanență însoțiți. Prezentul, gândurile, energia, meditația, rugăciunea, niciunele nu au efectul pe care poate avea un om asupra mea cu simpla lui umanitate. Numai așa mă pot transforma într-o nouă ființă și pot parcurge apoi mii de kilometri de viață fără să mai tune. Ești bucuros, da? Am nevoie de tine, omule. Sunt onorată să mă aflu astăzi aici și foarte emoționată să văd filmele cele pe care mărturisesc că nu le-am văzut până acum. Pun foarte mult suflet alături de voi și să știți că am empatizat, am simțit parcă trăirile voastre când ați realizat filmulețele. Vă felicit, vă apreciez din toată inima și îmi doresc ca și pe viitor să veniți cu idei noi și să nu renunțați la creativitatea voastră, la originalitatea voastră. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și sunt convinsă că veți face lucruri din ce în ce mai frumoase. Vă mulțumesc și vă apreciez din toată inima. Felicitări! Doamna inspector, veniți lângă noi! Bună seara! Am început, nici problemă. Păi să începe premiera. Premiera. Da, începem cu locul 3. Da? Sârbu Dragoș Gabriel. O să le dăm pe urmă. Da, după aceea. Da, ca să nu facem doar o poză aici cu domnul. Da? Ghelase Alexandru Gabriel. Cârlugea Andrei Alexandru. Și profesor coordonator Florescu Cosmin Ion. Locul 2. O poză aici. Iosif Constantin Andrei. Niculescu Ioan. Radu Luca Gabriel. Și domnul profesor coordonator Petre Ninel. Felicitări, domnul profesor. Acum locul 1. Ghencea Florin Mădălin. Nicolae Alin. Luță Mădălin Denis. Și doamna profesor coordonator Nițu, profesor coordonator Nițu Ștefan. Veniți lângă noi, veniți lângă noi, da. Am zis că n-am văzut bine. Da. Felicitări. Mulțumim frumos. Mulțumim. Da? Haideți aici, facem o fotografie. Ne-am gândit să vă fie de folos în perioada aceasta de pandemie prin care trebuie să predați online. Vă sperăm că ați terminat acum și nu mai devine, domnul profesor. Da, Dumnezeu. Că... Noi zicem că am luat ceva mai profesional, așa, și acum noi sperăm că e ceva bun. Acum, dumneavoastră le veți vedea la treabă. Mulțumesc.
Da, bicicletele o să le primiți acum fiecare, mai le regla și voi, așa că nu am avut timp de reglaj. Da, dacă nu aveți cum să le luați acum, vorbiți cu domnul Dobleș și le luați când aveți cu ce. Ce să mai zicem? Încă o dată felicitări pentru implicare și vouă și profesorilor și de la anul să sperăm că sunt mai mulți implicați în acest program. Felicitări încă o dată! Mulțumim! Mulțumim.